Iar în unele instituții, activitatea este limitată în această perioadă. Evenimentele care aveau loc la Muzeul Regiunii Porților de Fier au fost anulate până în luna aprilie. În mare este vorba despre vizitele turiștilor. Această măsură vine pentru a preveni răspândirea acestui virus care se transmite foarte ușor. Sănătatea este pe primul loc, așa că în contextul în care cazurile de coronavirus se înmulțesc alarmant, unele instituții publice și-au suspendat activitățile ce țin de contactul direct cu persoane din afară. Se întâmplă și la Muzeul Regiunii Porților de Fier, unde până în luna aprilie s-a suspendat orice activitate. Începând de astăzi până pe 24 aprilie, Muzeul Regiunii Porților de Fier și-a suspendat activitatea. Numărul mare de turiști a făcut pe reprezentanții instituției să ia această decizie pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Până pe 24 aprilie se vor efectua lucrările de amenajare a muzeului. Deși finalizarea acestora s-a preconizat a fi peste un an, datorită lunii acesteia de repaus, se va putea finaliza mai devreme modernizarea instituției. Este cunoscut faptul că anul trecut am revenit la sediul principal și suntem în curs de amenajarea depozitelor. Amenajarea depozitelor incubă o perioadă destul de mare de timp și o dotare specifică, pentru că se face respectând normativele europene de depozitare a bunurilor culturale. Deci, în această perioadă vom finaliza activitatea în depozite, vom realiza fișele de evidență, analitice de evidență, completările în registrele electronice, activitatea curentă de administrare și, bineînțeles, și activități de diagnostic arheologic. Unele activități au fost suspendate și la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură. Este vorba despre vizarea carnetelor de rentier agricol. În contextul măsurilor luate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în vederea limitării răspândirii infectării cu coronavirus, informăm asupra faptului că conducerea MADRM a aprobat decizia de suspendare a activității de vizare a carnetelor de rentă viageră începând cu data de 12 martie 2020. Activitatea de vizare va fi reluată la APIA Centrul Județean Mehedinți începând cu data de 4 mai 2020. Rentierii agricoli au posibilitatea să își vizeze carnetele până la data de 31 august 2020 inclusiv. Carnetele de rentă viageră vor putea fi vizate după data de 4 mai, iar activitățile Muzeului Porțile de Fier se vor desfășura după 24 aprilie.